Efectul lui Serena Williams asupra turneului deschis al SUA. Galerie foto. După ce Serena Williams a anunțat că turneul US Open va fi ultimul din cariera sa, tenisul și fanii americani au invadat biletele disponibile pentru primele zile de competiție în America. Biletele din primele zile se termină, iar biletele care costă $35 pentru achiziții sunt acum vândute pentru $7.000 de către cei care fac episcopi, potrivit Wavetennis. Stadionul Arthur Ashe, arena în care Serena Williams este de așteptat să evolueze, are o capacitate de 23.000 de locuri. Fanii care doresc să le vadă pe Serena Williams în turneul din Cincinnati fac un scandal, după ce organizatorul a decis să mute ziua meciului cu Emma Răducanu. Etichete Serena Williams, WTA, US Open, Grand Slam US Open, US Open bilet. Urmăriți News Digisport, roșii pe Google News.